de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața, oameni buni! 4 martie, anul de grație 2022. Dacă vă deschideți orice site de știri, apare titlul prima dată, 8 zile, a 8-a zi de război, etc., etc., etc. Astăzi a făcut furori, de fapt de azi noapte încoace a făcut furori o știre cu o centrală atomică atacată de ruși. Au apărut și niște poze cu o catedrală în spatele centralei. Am avut curiozitatea să mă uit să văd la ce alte poze sunt. Catedrala nu prea apărea prin zona centralei, așa că până la o verificare corectă trebuie să vedem cu adevărat despre ce este vorba acolo. În altă ordine de idei, la noi continuă operațiunile de ajutorare a refugiaților. Grupul acela de la Piatra Neamț se mobilizează în continuare. Insistă mult pe transportul refugiaților în alte zone, bineînțeles a celor care doresc. Au început să implice și oamenii ai bisericii. Văd că de toate riturile se strâng alimente, obiecte de igienă, medicamente chiar, și se duc înspre Vama Siret. În acest context, e bine să nu uităm că avem încă instituții în județ care trebuie să-și facă treaba și să funcționeze. Trebuie să funcționeze cât mai bine, pentru că, de exemplu, zilele trecute l-am văzut pe însuși domnul Rafila, care în perioada asta este ministru al sănătății și politician, și a ieșit pe televizor și a spus un lucru care pe mine m-a umplut de mândrie că sunt român, și că să nu-și facă nicio grijă cetățenii ucrainieni, vor avea toate condițiile medicale pentru ei sunt pregătite. Eu aștept de foarte mult timp o declarație de genul acesta care să adreseze și cetățenilor români. Aceasta e fiind introducerea făcută, e momentul să vă prezint invitatul de astăzi. Este pentru prima dată în emisiune la noi, aici. Este un medic tânăr care a avut, era să spun tupeu în sensul bun, a avut curajul să accepte să fie director medical și să se înhame la munca asta într-un spital care de-a lungul timpului a avut mai multe stigmate puse pe el. E vorba de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Domnul doctor Ștefan Gheorghincă, bună dimineața, bună bucur că vă văd. Dumneavoastră, bună dimineața telespectatorilor. Ce vă întreb? Exact. Eu nu vreau să vă întreb, vreau să vă spun cum am auzit prima dată de dumneavoastră. Spuneți, vă rog. Deci acum câțiva ani, nu mai știu exact câți, dar îmi dau seama imediat, ia să vedem noi. Oricum, acum vreo 3 ani, 4 ani, primeam la redacție, adresată mie, o scrisoare a unui medic cunoscut de la Piatra Neamț, care la vremea aceea, cred că și acum este șeful secției, nu? Da. Așa. Care spunea ceva de genul, domne, help, spitalul județean are nevoie de aparatură, are nevoie de mai multe lucruri, și acolo spunea, apropo, prin bunăvoința tânărului, proaspătului și inimosului nostru coleg, dr. Gheorghincă Ștefan, avem și noi un ecograf antidiluvian, ca un fel de televizor cu răm de pe vremuri, care însă e mai bun decât nimic. Adus de un prieten de-al lui, cu împrumut, nu dat de spital. Așa v-am cunoscut. Așa a început totul. Eu m-am născut în Piatra Neamț, m-am născut în spitalul ăsta, am crescut în spitalul ăsta la propriu. Mama mea a fost asistentă la chirurgie. În fiecare zi am văzut oameni suferind acolo în spital, am plecat, am făcut facultatea de medicină la Iași, ulterior am ajuns la spitalul Parhon alegându-mi urologia sub îndrumarea domnului profesor Pricop,
căruia trebuie să-i mulțumesc pe această cale, tot ceea ce știu, tot ceea ce am învățat de la dumnealui. Ulterior, am avut ocazia la rezidenția să scoat un post de medic urolog la Piatra Neamț. Am luat acest post și m-am prezentat la post după ce s-au terminat toate pregătirile. Ușor, ușor am început să vedem ce probleme erau, cum erau, ce mai putem îndrepta împreună, tot colectivul. Să tragem pentru un act medical mai bun, să facem lucruri care nu s-au făcut înainte. Prin sprijinul Consiliului Județean am reușit să aducem aparatura, să o punem în funcțiune și să începem niște intervenții noi care se fac la ora actuală. Inserția unor stenturi double J care se efectua și înainte, dar în anumite condiții, acum se poate face controlat, fără absolut nicio problemă, o facem destul de des. Deci drumul de la aparatul acela antidiluvian de care vorbea domnul doctor, da. a fost depășită perioada asta, cât de cât. Da, pentru că au venit aparate noi. Și venind aparate noi, noi le-am pus în funcție. Ușor, ușor am dat drumul la niște intervenții. Cum vă spuneam, cateterismul lateral care se face pentru colicile renale. Eu sunt un nepriceput în termen medical. Dacă avem o piatră așa, care pleacă din rinichi și blochează acel rinichi, iar pacientul are febră sau insuficiență renală, dureri foarte mari, se poate pune un stent pe interiorul organismului, între rinichi și vezică, cu rolul de a debloca acel rinichi în primă etapă, ulterior de a rezolva piatra. După care, următoarea intervenție care o putem face și nu mai trebuie transportați pacienții în altă parte, este să punem o sondă prin spate până la nivelul rinichiului, prin intermediul unui ac, nemai fiind nevoie de o tăietură ca să ajungi la acel rinichi. La fel, această sondă se pune ori în cazul pietrelor, ori în cazul tumorilor, atât tumorilor noastre, cât și tumorilor de vecinătate. Lucru care până acum nu se putea efectua din lipsa aparaturii. Vă întreb altfel, ca să înțeleg. La ce nivel ne aflăm acum vis-a-vis de vecini? Bacău, nu vorbesc de Iași, clinică universitară. Bun, deci la Bacău ce s-ar face în plus? Legat de endourologie, și stenturile double J se pun la Bacău, și nefrostomiile se pot pune la Bacău. Ureteroscopia, adică urcarea după o piatră pentru a fi spartă, se poate face și aici cu un instrument rigid. La Bacău se poate face cu un instrument flexibil și cu laser. Noi avem un ureteroscop semi-rigid cu o sursă de litotriție balistică, iar cei de la Bacău au ureteroscopul flexibil cu sursa de litotriție laser. Și cel mai probabil cu ajutorul îs mai sus un picuț decât noi pe partea asta. Poate cu ajutorul Consiliului Județean, anul ăsta reușim să aducem ureteroscopul flexibil și laserul. Dar oricum, diferența există față de momentul scrisorii de atunci, da, diferența fără discuție. Este mare. Asta este un lucru bun. Deci scrisoarea aia și-a făcut într-un fel efectul. Chiar dacă mai târziu, și-a făcut efectul. Și trebuie să ne gândim și la alte lucruri. Gândiți-vă în felul următor. La noi în România sunt foarte mulți pași legislativi. Sunt foarte multe hârtii de făcut. Piedici birocratice. Pe partea asta, pentru a obține ceva. Câteodată, acele hârtii, chiar dacă sunt începute, ele se pot opri pe traseu datorită unor probleme care, în mod normal, n-ar trebui să existe. Dar există. Mai apare o contestație la licitații, mai nu știu ce. Nu, câștigă cineva și nu poate livra. Pot să apară și probleme de genul ăsta. Iar durata depășește așteptările oamenilor. Bun. Acum sunteți directorul medical al întregului spital. De când ați venit și până acum, nu a trecut foarte mult timp de când ați venit, nu. Dar cum percepeți pașii care se fac în spital? Din punctul dumneavoastră de vedere, ca director medical. Acum sunteți doi în unul, trebuie să spunem că sunteți și manager în perioada asta. Domnul Filimon, dacă nu mă înșel, în concediu. Da. Și cred că astăzi sau ieri, astăzi este și ziua lui de naștere, parcă. Cam așa. Salut, domnul Filimon. La mulți ani. Ideea este în felul următor. Vreți să ne referim la partea medicală, bănuiesc. Da. Deci, în general, pe toate planurile se fac pași pentru îmbunătățire, pentru informatizare.
se fac cursuri de pregătire pentru a crește nivelul pe toate fronturile. Oamenii din spital încearcă să ajute. A fost perioada pandemică, perioada COVID, în care spitalul primim multe critici. Pe o parte înțelegem oamenii, neștiind toate dedesubturile medicale și în lipsa unor informații, se pot interpreta greșit anumite lucruri. Noi încercăm să înțelegem pentru că, neavând această pregătire medicală, nu putem să-i judecăm, să discutăm cu omul respectiv, precum am discutat cu un coleg, așteptările sunt cu totul altele. Să fac pași. Pentru partea de ambulator, partea cu informatizarea, accesul mai ușor la programări, nu o să mai depindă de un telefon la care poate cineva trebuie să răspundă și acel cineva este prins într-o altă discuție cu altcineva care e în fața lui. Deci asta înseamnă că pentru programare poți să accesezi site-ul spitalului și primești în cât timp un feedback? Lucrăm la partea asta ca să fie cât mai rapid feedback-ul respectiv. Pe partea de imagistică încercăm să deschidem partea de RMN pentru început cu plată, ulterior să-l trecem în contract cu casa pentru ca toată lumea să aibă acces. Să mai dăm o gură de aer pacienților care au nevoie de RMNCT și aceștia trebuie să aștepte mai mult timp la o coadă, lucru care nu-i chiar plăcut, mai ales dacă vorbim de pacienții cu neoplazii, cu cancere, care au nevoie de ajutor cât mai repede cu putință. Iar aceste investigații le sunt necesare, atât diagnosticului, stadializării, stabilirii unui stadiu a bolii, cât și monitorizării lor. Pe partea de cardiologie suntem în curs de pregătire atât pentru ecografia transesofagiană, care este un lucru foarte bun, cât și pentru partea de implantare cardiostimulator. Deci să ajunge și la noi să implant. Da. Încercăm să ne ridicăm pas cu pas. Bun. Haideți să vedem un pic care sunt punctele slabe și punctele bune ale spitalului în momentul acesta. Deci unde lucrurile ar putea să meargă mai bine? Eu nu vorbesc aici de medic, eu vorbesc de sistem. Deci, de exemplu, se vorbește foarte mult că la UPU, în ciuda eforturilor care se fac acolo, aglomerația în anumite zile, în anumite momente, este foarte mare. De ce e așa? Și nu altfel. Nu, eu nu întreb de ce e așa, eu știu de ce e așa, de atâția ani de când fac emisiuni, cam da, știu. Da, da. Dar eu vreau să văd părerea unui om din interior, de ce. Contează foarte mult să spuneți dumneavoastră că aveți mult mai multă credibilitate decât dacă o spune un jurnalist. M-am înțeles. Deci, UPU este o structură a spitalului în care avem niște oameni angajați. El este făcut pentru anumit număr de pacienți, număr de prezentări. Problema este că nu pot să apreciez, niciodată nu se poate aprecia ce număr de prezentări vei avea în acea zi sau care este numărul pe ore. La fel de bine, într-o zi la UPU poți să ai o perioadă de o oră în care să nu intre nimeni pe ușă și o perioadă de o oră în care să ajungă 100 de pacienți. Dacă pacienții ajung pe rând, într-un număr mai redus, viteza de lucru va fi mai mare, dar durata de așteptare a pacientului respectiv este una până când vine, o să-l preia o doamnă asistentă, după care vine medicul să-l vadă în funcție de gravitatea și de codul culorilor care îi se atribuie. Ulterior sunt analizele, care oricum au o durată până când vin rezultatele. Dacă este necesar investigații CTRMN, o să dureze și aia și investigația respectivă o parte. Ulterior consulturile de specialitate. Acolo de multe ori ne putem întâlni cu diverse situații. Medicul chirurg care trebuie să consulte este în sală pentru că operează altă urgență. Nu are cum să plece de acolo. Medicul internist are unul grav pe sector care încearcă să-l stabilizeze. Medicul de boli infecțioase este prins cu COVID sau cu patologii infecțioase undeva prin spital. Și cam astea ar fi motivele pentru care ne confruntăm cu aceste situații.
Bun, eu văzând așa ce se întâmplă la UPU, cred că marea problemă nu este neapărat partea asta de câteodată și de așteptare este o problemă. Pentru pacientul bolnav, a aștepta este o problemă. Dar cred că partea de comunicare cu cei care vin cu pacientul bolnav, câteodată chiar și cu pacientul, cred că aici e un lucru care s-ar putea face și nu ar necesita în momentul ăsta extrem de multe investiții. Adică comunicarea cu aparținători. Lucrăm la capitolul ăsta, s-a vorbit, sunt și niște cursuri de comunicare care se fac la nivelul spitalului. Încercăm să aducem cât mai sus și fiecare să străduie să-și facă treaba pe chestia asta. Situații probabil vor mai apărea, nu putem să garantăm chestia asta, pentru că fiecare om este diferit și fiecare om percepe diferit. Eu personal am avut pacienți care mi-au vorbit urât în primă fază, au avut o reacție ușor neprietenoasă, nu mi-am schimbat atitudinea față de ei. Ulterior, la vreo săptămână, două, au venit tot acei oameni care aparent au avut acea reacție neprietenoasă cu o reacție foarte prietenoasă. Da, așa se întâmplă. Omul vine cu un bolnav sau bolnavul vine într-o stare de surexcitare, atunci lucrurile sunt cum sunt. Avem de-a face din ce în ce mai mult cu oameni vârstnici. Avem de-a face cu oameni care au foarte multe boli. Din nefericire, toate bolile, în loc să se încurce una pe cealaltă, se ajută una pe cealaltă. În slăbirea organismului. Fiecare mai adaugă câte o pietricică la a slăbi organismul. Da, și în acest fel, răbdarea omului este foarte limitată. Suferința, durerea, nu-l mai face pe om să fie cald, binevoitor. Dacă mai adăugăm și suferința din țară, cu pandemia COVID, care cred că a adus mai mult decât durere în sufletul fiecăruia, văzând atâția oameni care se pierd și în ciuda tuturor eforturilor, că ei. De asta zic că lucrurile sunt picuți mai... Eu când am vorbit de puncte slabe și puncte tari, mă refeream inclusiv la necesarul de medici. Aveți specialități în care există o nevoie de medici și ele sunt deficitare nu la Piatra Neamț, la nivel întregii țări. La nivel național. Deci care sunt aceste specialități și dacă în momentul ăsta există vreo speranță ca ele... Una de specialități este anestezia, terapia intensivă. ATI-ul, cum îl știm noi toți. Exact. Care toată lumea s-a plâns de el în toată țara, în sensul în care lipsesc medici. Am scos posturi la concurs, avem niște medici tineri care... S-au înscris? Da. Asta chiar este o veste bună. La fel. Medicina de urgență, la fel, este o specialitate care a fost ușor deficitară, fiind numărul foarte mare pe medic. S-au scos niște posturi, s-au înscris niște medici care o parte lucrau ca rezidenți, o parte lucrau ca specialiști cu niște contracte de gărzi și s-au înscris, or să vină și acolo niște medici. Deci astea sunt lucruri bune, deci dacă e după mine. Care sunt lucrurile, unde sunt domeniile în care nu vin medici și e nevoie de ei? Boli infecțioase. S-au scos 3 posturi la concurs, nu s-a înscris nimeni. Acolo avem o problemă. O să încercăm să o rezolvăm. O să încercăm să luăm legătura cu toate clinicile universitare din țară. O să cerim ajutorul ca să putem să rezolvăm și această problemă. Bun. Asta am lămurit. Cum stăm cu ceea ce înseamnă între ghilimele, evident, că nu, confortul pacientului. Se fac reparații la nivelul întregului spital. Ușor o să vadă. Cât de curând o să înceapă să vadă. S-au mai adus anumite lucruri pentru partea de confort. Încercăm să sporim cât se poate de mult. Deci o marotă aproape a domnului manager. De când a venit el manager, domnul Filimon, a fost și discuții, aproape în fiecare emisiune și discuție telefonică cu el, apare cuvântul lift. Știți că tot ați amintit de infecțioase.
Deci tot ați amintit de secția de infecțioase. Care e situația cu liftul respectiv? Că nu pot să fac o emisiune despre asta. Să nu pomenim un pic despre lift. Din câte știu, de la domnul manager, se strâng fonduri pentru fundație și ca să ajungem la un numitor comun, să nu ne apucăm, să zicem, să nu ne apucăm de acea fundație și tot cadrul care a susținut liftul și să ne oprim pe la jumătatea lui. Asta n-ar fi. N-ar fi prima dată. Neam s-a construit o clădire, nu spun care, că de mult s-a construit. S-a construit o clădire imensă, mare, frumoasă, așa. Trebuia să facă inaugurarea și au dat seama că au uitat să pună liftul. A trebuit să pună liftul pe sus. Da, mă rog, nu mai discutăm. Oricum, a existat o soluție, s-a rezolvat. Da, e bun atunci. Bine, eu mă referam la confortul pacientului, inclusiv la nivelul acela al lucrurilor atât de discutat. Am scris și eu la un moment dat, când era masa 5 lei sau nu știu cât. Așa, parcă 5 lei, 5 lei și 14 bani, de mult. Câțiva ani. Foarte mult. Adică când am venit era 11. Da, nu, dar eu vă spun cum era atunci. Ei, și masa pacientului, pentru că aici sunt foarte multe lucruri de discutat. De la asigurarea unei alimentații pe categorii de bolnavi. Da, pentru că avem mai multe regimuri. Exact. Până la calitate și cantitate, dacă e să vorbim așa. Toată lumea vorbește despre, dom'le, la spital primești puțină mâncare. Eu vă spun că am fost internat într-un spital privat, unde costurile erau enorme, iar mâncarea rivaliza, ca să spun așa, cu cea de la spitalul din Piatra Neamț. Am mai primit chestia asta de la un pacient, un tânăr pacient de-a nostru, care, din păcate, a povestit o chestie asemănătoare oarecum și a spus că la noi era mai bună. Da. Bun, deci, în momentul ăsta cum se procedează? Deci, vorbeam la un moment dat cu cineva și că în spital se pregătește o chestie de informatizare și în domeniul acesta. Vrem să știm cât e, vrem să s-a adus un program, lucrăm la el, să știm ce iese, cum iese, cât ajunge în caserul la pacientului pentru a putea îmbunătăți cât mai mult chestia, cât mai mult calitatea mâncării. S-a mai îmbunătățit, încercăm să nu facem rabat de la nimic pentru chestia asta. Pentru mâncare, din nou, sunt niște bani care se cheltuiesc. Încercăm să corectăm această problemă. Problemuță. Acum îl întreb pe manager. Manager e așa, cu delegație, ca să zic așa. S-au scumpit toate. Și mă refer în special la utilități. Resimte spitalul lucrul acesta în momentul respectiv? Deocamdată nu am văzut noile facturi ca să mă pot pronunța. M-aș pronunța fără să știu. Ci nu le-am văzut pe luna asta. Chiar nu le-am văzut. Până acum domnul manager s-a ocupat de ele. Am încercat să rămân pe partea medicală. Mi se pare absolut normal. Și așa e destul de treabă. Da, niciodată nu reușim să acoperim suprafața. Bun. Ce credeți dumneavoastră că trebuie spus în momentul acesta despre Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și lumea nu întreabă, vorbesc de jurnaliști aici, și ar trebui să știe oamenii? Ce ar trebui să știe oamenii? În primul rând, policlinica este deschisă. Foarte mulți oameni spun că pe perioada asta a COVID-ului policlinica a fost închisă. A fost foarte puțin timp restricționat în valurile trecute, dar în prezent policlinica este deschisă, accesul la îngrijiri medicale este. Într-adevăr, unele specialități sunt deficitare datorită modificărilor de structură, dar dacă au o problemă, pot veni atât în policlinică cât și pe partea de urgențe. Oamenii au o frică de partea COVID. De obicei, noi încercăm din răzputeri să izolăm pacienții, să nu-i expunem riscului. Încercăm să facem niște lucruri care ar trebui să fie făcute și care să aducă un beneficiu pacientului. Pacientul din Piatra Neamț, dacă are nevoie de îngrijiri medicale, poate să se adreseze spitalului. Pentru că chiar încercăm să ajutăm. Înțeles. Bun. În momentul acesta, directorul medical al spitalului, unde face presiuni în sensul bun al cuvântului,
sensul bun al cuvântului, sau împreună cu managerul, ca echipă managerială, pentru ca să crească nivelul de serviciu oferit de spital pentru populație, să nu fie probleme la viitoarea acreditare, nu? Că trebuie să vină și acreditarea, și de ce nu, Doamne ajută, să poate să creștem nivelul un pic al spitalului. Asta nu cred că e posibil. Presiuni se pot face. Eu vorbesc de presiuni în sensul, Dumnezeu, ne trebuie asta. Asta trebuie să faci. În cazul ăsta, presiunea înseamnă a ajuta, a exact. Oferi, eu n-am vorbit în sensul celălalt. Susținerii, presiuni se fac pe toate planurile, adică nu avem numai o secție să zicem, domnule, presăm pe cardiologie sau pe chirurgie, nu. Pe toate planurile încercăm să îmbunătățim câte un pic în fiecare zi. Cu fiecare problemă care o întâlnim, încercăm să o rezolvăm. Dacă vedem o problemă înainte de a ne întâlni cu ea, încercăm să o rezolvăm, încercăm să o canalizăm de așa natură încât să nu mai apară acea problemă. Deci, vine acreditarea. Țineți minte acel control celebru făcut de DSP Vaslui? Da. Deci, controlul, eu nu știu în ce măsură, că s-a vorbit și de un fel de mică răzbunare, dar el a făcut o poză a momentului respectiv. Da. În momentul acesta, dacă vine cineva și repetă acel control la același nivel, cât din lucrurile de atunci nu mai sunt acum? O mare parte s-au corectat sau sunt în curs de corectare, cum să zic. Deci o parte s-au refăcut, acel control știu că a scos o imagine aproape apocaliptică. Da, cu multe distrugeri, cu multe, mai multe chestii care ele sunt în curs de rezolvare, o parte s-au rezolvat, o parte sunt în curs de rezolvare. Se lucrează odată cu confortul pacientului, cu condițiile care le are în salon, toate astea ușor, ușor sunt rezolvate. Numai că necesită timp, hârtii, lucru care poate câteodată oamenii nu-l și finanțare, evident. Bine, asta fără discuție. De multe ori au fost bani și ei nu s-au cheltuit de mult. Eu nu știu. Acum nu știu care e situația. Nu, știu că nu aveți dumneavoastră treabă cu partea asta. Eu partea cu banii nu prefer să nu mă arunc acolo. Acolo să fie domnul manager. Știu că Consiliul Județean este alături de noi și ne ajută. Noi încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru a repara cât de repede se poate și a îmbunătăți cât de repede se poate. Dar toate sunt trecute prin legislații, toate sunt trecute prin licitații. S-a vorbit mult despre începerea lucrărilor la secția, la oncologie. Este în curs. Este în curs. Da. Cum ați hotărât cu pacienții? Ce faceți? Ce se întâmplă? Acolo încă dezbatem niște opțiuni. S-au găsit. Că din punct de vedere medical, lucrurile acolo se discută în primul. Da. Se dezbat încă niște opțiuni viabile. Am găsit, așa zis, un loc în spital unde să putem translata secția de oncologie. O să vedem. Întâi o să punem în discuții chestia asta împreună cu colegii de la DSP care sunt alături de noi. O să ne sfătuim cu toții, cu doamna doctor Iorgu, care este șefa secției, și o să vedem cât de bine este. Pentru pacient. O să trebuiască oarecum să facem ca un test al ce am ales, ce am pregătit. Circuite, da, etc. Adică pentru a putea pregăti. Pentru că sunt diferite. Nevoile pacientului cu internare de zi vor fi unele. Nevoile pacientului care este internat continuu o să fie cu totul altceva. Și atunci trebuie să-i ajutăm. Ați început cu activitatea și normal să fie așa de pe secția, de pe specialitatea dumneavoastră și stăteam și mă gândeam acum. Vorbeați despre niște intervenții care se fac acum la Piatra Neamț. Da. Și care ne-au adus aproape de, hai să spunem, lumea civilizată a serviciilor de genul ăsta din medicina românească. Întotdeauna medicina a plecat de la, la început, au fost intervențiile clasice, care nu și-au pierdut locul și niciodată nu-și vor pierde locul. Ele vor rămâne acolo ca măsură, ori ca măsură de urgență, ori ca măsură de elecție. La fel cum intervențiile noi venite,
ele nu sunt foarte noi, precum cateterismele, adică inserția stentului double J, inserția sondelor de nefrostomie, au adus un câștig pacientului prin scăderea numărului de zile de spitalizare, printr-o refacere mai rapidă. Da. De ce am deschis discuția din nou? Uite, ăsta este un lucru care poate ar trebui făcut mai cunoscut la nivelul spitalului. Adică, domne, asta se întâmplă în secția X. Aici sunt lucruri noi în secția Y. Noi tot am încercat. Era un aparat, nu știu pe unde, prin policlinică. A pornit. Era pornit, deci, funcțional. Deci, înțeleg, adică lucrurile astea, de calitate, lucrurile astea ar trebui puțin mediatizate. Eu am mai spus, așteptăm orice medic din orice specialitate să vină să-și prezinte secția. Să spună, dom'le, facem intervențiile astea, n-are rost să mergeți nu știu unde. Deci lucrurile astea poate ar trebui mai mult discutate. Adevărat este. Chiar și la ce spuneați dumneavoastră înainte. De exemplu, eu nu știam că acum se fac intervenții de genul ăsta la Piatra Neamț. Oamenii care au avut nevoie, bine, oamenii care au fost în urgență, au fost operați, au fost operați cu succes. Deja avem în jur de, nu știu, 70 de utilizări a aparatului, deja undeva în zona respectivă. Tot colectivul, suntem acolo alături de pacient, facem operațiile respective. Ne înțelegem foarte bine și încercăm să ajutăm din răzputeri și încercăm să ridicăm orice pacient care vine la noi cu o anumită problemă. Este un lucru foarte bun, dar uitați, deci eu am pretenția că sunt un om care sunt cât de cât informat. Corect. Știți, nu știam de acest gen de intervenții. Țin minte, acum 2 ani, un coleg de-al nostru a plecat pentru o intervenție de genul ăsta tocmai la Oradea, dacă nu mă înșel, sau undeva de genul. Da, așa. O clinică, da, acolo. Da, da. Pentru că a întrebat și la noi nu se face. Știți? Ușor, adică, ușor, și dacă se fac acum, mie mi se pare chiar normal să spunem că se fac și să spunem, oameni buni, aveți și alternativa asta, care e și mai ieftină, da, și e aici, pe plan local. Da, una, nu te deplasezi în alt oraș, nu te costă nimic pentru că ești prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Poate să vină familia la tine, lucru care este foarte important. Foarte important. Poți primi un pachet de acasă, poți, dacă e nevoie, ai o preferință, fiecare. Da, încercăm să dăm înainte. Domnul doctor, dacă mai e ceva de spus. Vreau pe această cale să mulțumesc mănăstirii de la Nechit și starețului mănăstirii pentru donația care a fost făcută către spital. Au făcut o donație către spital? Da. Când, acum? Da. Ce donație? Este o donație în medicamente. Mare vreau lucru. Să le mulțumim pentru că au fost alături de noi și au înțeles nevoile unor pacienți și ne-au sprijinit. Eu lucrurile, și asta este de fapt toată situația, și lucrurile bune trebuie amintite de fiecare dată. Cine spune că presa vrea doar să scrie lucruri rele, se înșală. Noi vrem să scriem și de lucrurile bune, dar lucrurile bune trebuie să le cunoști ca să scrii despre ele. Trebuie ca cei care beneficiază de un lucru bun să spună dacă și cel care l-a făcut e de acord. Adică trebuie să arătăm până la urmă că trăim într-o lume normală, în care se întâmplă de toate. Domnul doctor, eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Mă bucur că am putut să o facem, că ați spus niște lucruri. Sunteți, din punctul meu de vedere, exponentul unei generații de medici care începe încet să se exprime în zona Neamțului. Poate într-o altă emisiune o să facem o dezbatere, lăsând la o parte faptul că sunteți director medical al spitalului, sunteți medic, și să discutăm un pic despre ce înseamnă sistemul sanitar din România, așa cum îl vede un medic tânăr. Și o să mai invit încă 2-3 medici tineri, poate mă ajuta și dumneavoastră cu câțiva. Facem o dezbatere să treacă un pic restricțiile acestea ca să putem face emisiuni un pic mai ample.
De ce? Pentru că sunt câteva întrebări la care ar trebui să primim un răspuns. Sau măcar să încercăm să găsim un răspuns. De exemplu, medicină. Medicină la stat, medicină particulară, da? Sistemul particular. Medici la stat, medici în particular. Cum se împletesc lucrurile astea? Dar acum știu că aveți și urgențe la spital. Vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă aștept cu mare drag și altă dată. Iar nu uitați, de fiecare dată când aveți ceva nou în spital, intervenții noi se fac. Aparate noi, care sunt folosite. Că din păcate am avut perioade în care aveam aparate și stăteau și erau nefolosite. Atunci aici aveți, ca să spunem așa, uși deschise. Vă mulțumesc! Mulțumesc că m-ați invitat! Cu mare drag! Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vedeți, din când în când reușim să vă prezentăm și alt fel de oameni. Oameni care se pun în slujba interesului public la o vârstă, eu îi invidiez ca o vârstă asta. Vă mulțumesc tare mult și să ne vedem sănătoși atât cât se poate în perioada asta. Aveți grijă de dumneavoastră fiecare și în rest poate ajungem să vedem și vremuri mai bune. La revedere, numai bine!